De la un recensământ la altul, datele statistice arată că numărul locuitorilor din Olt este în scădere. Potrivit ultimelor recensăminte, populația a scăzut continuu din 2002. Potrivit datelor furnizate de Direcția Regională de Statistică Olt, femeile sunt în număr mai mare decât bărbații. Potrivit datelor de la recensămintele din perioada 2002-2021, populația județului Olt a urmat un trend descendent din cauza sporului natural negativ, coroborat cu fenomenul de migrație. De la 489.274 locuitori în anul 2002 la 436.400 locuitori în 2011, respectiv 383.280 locuitori la ultimul recensământ. Pe medii de rezidență, procentul populației rurale a scăzut de la 61,9% în 2002 la 60,9% în 2011, după care scăderea continuă până la 60,3% la ultimul recensământ. Totodată, procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat comparativ cu 10 ani în urmă. Analizând structura populației pe grupe de vârstă, se observă că fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat, vârsta medie a populației rezidente a județului nostru crescând la 44,6 ani, față de 42,3 ani la recensământul din 2011. Indicele de îmbătrânire demografică, respectiv numărul persoanelor vârstnice de 65 de ani și peste, care revine la 100 de persoane tinere, sub 15 ani, în județul lor la ultimul recensământ, este de 161,4 persoane vârstnice la 100 persoane tinere, mult mai mare decât la recensământul din 2002, când a fost doar 90,4 persoane vârstnice la 100 persoane tinere. Singurele creșteri ale ultimului recensământ se înregistrează atunci când vorbim despre etnie. Datele Direcției Regionale de Statistică Olt arată creșteri la populația de etnie ucraineană, turcă, italiană și romă.